sâmbătă, în sensul giratoriu din fața primăriei municipiului Lugoj, s-a desfășurat cea de-a noua etapă a campionatului de automobilism și karting Timiș Grand Prix Lugoj 2014. Timpul frumos a favorizat o competiție de excepție, mai ales că pentru prima dată în acest an s-a desfășurat și Drift Show Cup 2014. Lungimea circuitului de viteză a fost de 1,3 km, iar a celui de îndemânare urbană de 0,4 km. Piloții au făcut adevărate demonstrații de profesionalism. Foarte bucuros că suntem din nou la Lugoj. Lugoj o gazdă deosebit de primitoare ca și întotdeauna. Există o puternică tradiție în municipiul Lugoj, în sportul automobilistic și de karting. Și o premieră astăzi pentru prima dată în campionatul Timiș și în sportul automobilistic bănățean, un concurs de drift care a fost sarea și piperul acestei competiții sportive automobilistice, care sunt convins că a adus marea majoritate a publicului. Campionii acestei ediții au fost Darko Pelici la debutanți, Cristian Sugar la juniori, Alina Popa la feminin, Florin Zburlea la clasa 1, Alexandru Crepelca la clasa 2, Claudiu Popa la clasa 3 și Sergiu Târlă la drift. Este ceva nou, am avut puține emoții cu organizarea acestei competiții, dar a fost de un real succes și sigur că vom continua împreună cu ACR-ul, cu domnul Giurisici, cu acest concurs ocupă în data de 1 noiembrie, după care la anul vom face chiar un campionat. Și sunt foarte, foarte bucuros că totul a ieșit foarte bine. Mi-a fost foarte teamă de Grand Prix-ul ăsta. Eu mă bat la Open, la clasament, la general. Acolo făceam niște calcule de acasă, pleci niște calcule aproximativ. Nici nu mă gândeam să-l câștig, că n-aveam cum să am așa ceva. Și la un moment dat s-a întâmplat minunea la... Aș dori să spun chestia asta, domnul Preunca, un coleg de-al meu și concurent, trecând în glumă la ultima manșă și spun: aveți niște slicuri de împrumut? Și zice el: bă, vi le dau pe ale mele. Eu le-am și luat, mi-am apucat să termin, le-am luat, le-am pus pe mașină. Nu zic nimic, datorită lui am reușit să termin. Senzația au făcut și concurenții de la karting, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Îmi place foarte, foarte mult, nu știu cum să zic, doar că în ultimii ani numai locul nu l-am luat, doar că de data asta am fost bătută. Da, data viitoare o să iau locul. Concurentul cu cea mai frumoasă ascensiune față de anul trecut este Marius Giurisici, sportiv selecționat și participant în urmă cu 2 săptămâni la un stagiu de pregătire în Croația, AFIA Institute, făcând astfel parte dintre primii 20 de tineri piloți europeni. A fost o pregătire extraordinară din partea celor de la FIA. Am învățat foarte multe lucruri de acolo pe care abia aștept să le împart cu colegii mei de la raliuri. A fost o experiență unică, mult profesionalism și am reușit cu mult antrenament să intru în primii 75 de tineri piloți din lume. Grand Prix Lugoj 2014 a fost organizat de Comisia de Automobilism și Karting din cadrul ACR Timiș. Partener media a evenimentului au fost TNTV și Nova FM.